Bună seara, bun găsit la Vocile Iașului. Discutăm în această emisiune despre informații publice și despre dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată. În ultima perioadă de timp, Consiliul Superior al Magistraturii a colectat opinia ale instanțelor din țară pentru a alcătui un ghid de colaborare cu mass media, cu modul în care să fie publicată sau oferită informația publică în cazul dosarelor sau cauzelor de corupție, și e important aici cât anume are dreptul să știe opinia publică. Între timp au fost solicitări ale unor organizații non-guvernamentale pentru dialog și pentru a negocia acest document pe care Consiliul Superior al Magistraturii dorește să îl adopte odată cu sau și cu ocazia intrării în vigoare a celor două coduri, codul penal și codul de procedură penală de la începutul acestui an. Discutăm subiectul, mai ales în contextul în care în justiție, în ultima perioadă am urmărit arestări la nivel înalt și, sau mă rog, rețineri, cazuri foarte importante și destul de multe. Discutăm subiectul împreună cu jurnalistul Sorin Semeniuc, un bun cunoscător al domeniului justiției. Bună seara! Bună seara! Așadar, pare a fi o simplă întrebare. Dacă vrea cineva să ascundă cauzele de corupție de ochii opiniei publice sau este un demers justificat până la urmă al celor din Consiliul Superior al Magistraturii și chiar unii politicieni spuneau că apar stenograme din dosare sau nu neapărat din dosare, stenograme ale unor discuții, ale unor persoane private care nici măcar nu sunt încă urmărite, apar în mass media, deși ele sunt într-un dosar al unor de cercetare, să spunem, nu neapărat în anchetă judiciară. Schimbarea preconizată de Consiliul Superior al Magistraturii este ocazionată de intrarea în vigoare a noului cod penal de la data de 1 februarie. Cum acesta a propus foarte multe schimbări, chiar de structură și foarte importante, era necesar să se schimbe și modul în care există colaborarea dintre jurnaliști și instanțele de judecată sau parchete. Adică ei și-au pus problema cât anume din tot ce facem noi aici trebuie să fie public exact, expus opiniei publice și cât nu. Exact. Iar totul pornește de la faptul că noul cod de procedură penală, ca și cel civil de altfel, prin veșnica actualizare la normele europene care este invocată ori de câte ori se schimbă ceva puternic în societatea românească, acordă o mult mai mare protecție individului și prezumției de nevinovăție. În vest, persoana, individualul este foarte important și acest principiu a fost mutat și în aceste coduri. La codul penal, pentru că este vorba de dosarele penale, exact, discutăm de dosarele penale, se vorbește foarte mult de prezumția de nevinovăție și de faptul de a nu învinovăți pe cineva, pentru că este foarte posibil uneori ca acea persoană să fie achitată, să dosarul care ajunge în instanță și în media poate să nu se termine cu o condamnare, iar imaginea lui să rămână pătată pe vecie. În acest punct, Consiliul Superior al Magistraturii, concret vorbind, deși sunt foarte multe detalii, exact, a socotit necesar că este să intervină. Cum a făcut-o și faptul că a făcut acest lucru prost la 2 ani după ce făcuse la fel, pe vechiul cod, aici sunt mari semne de întrebare, pentru că acum 2 ani a procedat la fel, este pur și simplu stupefiant. A făcut acest regulament consultând numai parchetele, numai exact, magistrații între ei. A colectat opiniile instanțelor și parchetelor exact, din România. Și cum a făcut acum, la 2 ani, deși atunci a ieșit scandal, până la urmă s-a dat dreptate, au fost cerute și părerile jurnaliștilor, pentru că ei sunt parte, nu? Jurnaliștii sunt excluși de la ceea ce se întâmplă. Au făcut din nou, pe data de 3 martie, au postat un comunicat cei de la Consiliul Superior al Magistraturii și au spus mâine, pe 4,
analizăm propunerile din țară ale parchetelor referitoare la modul în care va exista colaborarea presă-instanțe pe marginea consultării dosarelor și a ceea ce se poate publica din dosare. Deci, în principiu, a fost sau este discutabil modul, nu pentru că au făcut acest lucru, ci modul în care au făcut-o. În care, dar și cum. Cu ce propuneau. Și revenind la această discuție, ulterior, organizațiile non-guvernamentale sunt foarte atente și monitorizează ceea ce se întâmplă. Au emis un comunicat în care au spus cum putem fi lăsați la o parte noi, cei care suntem parte în acest proces. Au ieșit cei de la CSM cu un nou comunicat, pur și simplu, iarăși stupefiant. Păi, cum am anunțat noi pe data de 28 februarie, cu 4 zile înainte, într-o conferință de presă la Cluj-Napoca, despre care nu exista un comunicat pe site-ul CSB-ului, trebuia să te informezi tu prin ziarele din Cluj-Napoca, probabil, și să citești acolo că ești invitat ca să-ți exprimi părerea. Este pur și simplu incalificabil modul în care s-a procedat. Până la urmă au renunțat la acea ședință de pe 4 și a avut loc o întâlnire între cei de la CSM care elaborează acest regulament și organizațiile non-guvernamentale, dar deși a avut loc această întâlnire, părerea mea este că totuși prea din scurt, o chestiune ca un cod penal care va rămâne zeci de ani sau sute de ani, să o faci la foc automat în 2 săptămâni, toată lumea să dea observații, pentru că organizațiile non-guvernamentale cum fac? Trimit tuturor jurnaliștilor din țară și din București, și eu am fost consultat la cel de acum 2 ani, cererea de a face observații, le centralizează, sunt jurnaliști și jurnaliști care fac asta în afara serviciului, unul din Cluj, unul din București, exact. Durează puțin, le centralizez, faci un document frumos, îl trimis CSM-ului, există și o întâlnire, s-a făcut până la urmă, dar totuși așa din scurt nu e corect. Și vorbim despre un document care are câteva zeci de pagini. Exact, vreo 30 sau 40 de pagini până la urmă, în care s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple normal în timp. Pe prima pagină, cum erau prevederile, pe prima coloană, vechiul cod, noul cod, ce spun parchetele și instanțele de judecată din țară. Și pe ultima ce spun jurnaliști. Și ultima ce spun jurnaliști. Așa trebuia un document care de-abia la sfârșitul săptămânii trecute a fost emis. Pe 20 martie. Exact, exact. Și în perioada următoare nu s-a anunțat când va fi bătut în cuie un regulament concret pe baza observațiilor jurnaliștilor și ale parchetelor. Să vedem cât se va ține cont din observațiile jurnaliștilor. Aici e important de văzut. În acest joc sunt mai multe, să spunem, situații sau tabere. Jurnaliștii în principiu și-ar dori transparență totală, să aibă acces cam peste tot. De cealaltă parte, eu știu, oameni politici și-ar dori să existe cât mai puțin sau da, ei nu sunt parte directă, dar e clar că nu le convine. Până la trimiterea în judecată, cel puțin, și-ar dori să nu existe deloc transparență și să fie prezumția de nevinovăție, pe care de altfel în mod public o clamează foarte des. Iar instanțele, parchetele, au avut, așa cum am observat, în acest prim document, pentru că este ilustrativ pentru modul în care privesc instanțele acest lucru. Au fost două curente mari de opinie. Unii judecători sau procurori au fost de acord că trebuie reglementat această colaborare cu oferirea, cu mass media, cum să ofere informațiile publice, iar alții celălalt curent de opinie a spus că, în principiu, trebuie limitat drastic accesul la dosarele penale. Ce ne spune acest lucru? De ce ar trebui limitat atât de drastic accesul? Și există și conform codului de procedură o specificare legată de o cameră intermediară unde ajunge dosarul și acolo nu este nimic public și abia după aceea. Da, această cameră vine în întâmpinarea celei de-a doua tabere pe care a invocat-o, cea a celor care vor să țină lucrurile cât mai ascuns.
sunt doi judecători, de cameră preliminară și de drepturi și libertăți. Ei bine, o mare schimbare de care lumea probabil încă nu este foarte, o prevedere care nu este foarte cunoscută, spune că toate dosarele penale trimise de parchet la instanță nu mai ajung pe masa judecătorului ca până acum. Se făcea un rechizitoriu, se trimitea prin mașina parchetului dosarul la instanță, se înregistra, se dădea un număr de dosar și se dădea un termen de judecată, începea judecata. Nu. Acum în termen, dosarul trimis de la parchet ajunge la instanță, dar nu pe masa de judecată. În termen de 60 de zile, un judecător de cameră preliminară analizează legalitatea acestui dosar, nu pe fond, dacă este sau nu vinovată persoana. Referitor la legalitatea probelor, dacă sunt obținute corect, dacă procedurile au fost respectate, dacă persoana acuzată a fost audiată corect cu avocat. Dacă forma este... Exact, forma. Referitor la formă. Dar e puțin ciudat, într-adevăr, că timp de 2 luni, iar dacă găsește ceva incorrect, acel judecător are dreptul să spună judecătorului nu te folosi de această probă pentru că este incorect obținută, dar nu va restitui cauza înapoi la parchet. Va merge tot, adică mai departe. Adică merge mai departe. Exact. E puțin ciudat. Pare că întârzie lucrurile în momentul în care se vorbește de celeritate și de faptul de a se judeca dosarele din ce în ce mai repede. Toată lumea așteaptă, iar Uniunea Europeană ne-a reproșat de atâtea ori faptul că întârzie termenele foarte mult și sentințele, iar totuși acum avem o chestiune referitoare la formă care nu știu câte rezultate ar putea da. Procurorii sunt o tagmă care cred că în marea majoritate își fac bine treaba. Nu cred că era un fenomen că introduce o astfel de măsură când e un fenomen să-l combați. Fenomenul procedurilor incorrecte săvârșite de procurori s-au mai întâmplat, e clar. Erau din când în când cauzele, dar înainte erau restituite la procurori pentru refacerea urmăririi penale. Dar cred că erau procente, 3%, 4%, adică, 5%. Adică nu era o regulă, să spunem. Da, și să faci o regulă pentru toate dosarele 100%. E puțin ciudat, pare ciudat, dar poate nu suntem noi obișnuiți cu procedura. Că până la urmă, scopul invocat de legiuitor este să se facă dreptate și mai bine în viitor prin această măsură. Exact, îmbunătățirea. Dacă se face dreptate și mai bine făcând rabat la celeritate, adică acceptând această întârziere, poate că e bine, timpul va arăta. Vorbeam lucru. Despre faptul că polițienii își doresc cât mai puțină, nu, cât mai puțină informație să fie publică din dosarele penale și avem în acel caz, chiar în acest caz al acestui document, Ministerul Justiției susținea secretizarea totală a dosarelor penale și spune chiar magistrații nu pot oferi presei niciun fel de informații sau documente din cazul cauzelor penale. Publicarea acestor informații ar prejudicia principiul despre care vorbeam, principiul prezumției de nevinovăție. Este un caz recent, cel al deputatului Vlad Cosma, în care există se poate observa diferența de acum față de celălalt cod de procedură de dinainte. Da, și vor mai fi situații de genul acesta, pentru că acum suntem la muchie. Suntem între cele două coduri, în care nu știi, e vechiul cod, noul cod. Există situații pe la instanțe în care a fost repartizat un dosar în baza noului cod către un complet, iar când ajunge completul și citește dosarul, spune ați greșit. Nu trebuia la completul nostru, trebuia la completul celălalt. Judecătorii între ei din aceeași instanță nu sunt siguri de ceea ce se întâmplă. Acum e căutarea, e un cod în căutare. Da, sunt probabil în căutarea clară a regulilor. Exact, care și sunt care destul de multe cereri spre București în care se cer sfaturi către înalta curte. Cum să procedăm? Exact.
Vorbeam despre acest caz al deputatului Vlad Cosma. Este deputatul PSD din Prahova, al cărui tată a fost reținut de DNA pentru că ar fi oferit contracte și ar fi solicitat sume de bani prin intermediul fiului său. E important să dăm această, pentru a ilustra clar care este diferența acum față de vechiul cod. Înainte, acum, să spunem, DNA-ul a solicitat Parlamentului încuviințarea acestei arestări preventive, nu? Dacă până acum presa sau oricine avea acces la acel referat în care vedeau de ce procurorii solicită acest lucru, acum nu mai au voie, nici măcar deputații nu mai pot urmări, îl pot urmări, dar nu îl primesc pentru a nu-l distribui mai departe. Ci în prezența unor funcționari merg, citesc și apoi urmează să decidă. Da. Deci nu mai află nimeni decât eventual, nu mai vede nimeni documentul în principiu. Exact, dar s-a mers până la atât încât tot așa un politician care săptămâna trecută era propus spre arest preventiv sau spre reținere, spre arest preventiv, ziariștii stăteau în fața tribunalului și se plângeau că află pe surse de la un avocat ce soluție s-a dat, deși acolo la instanță era hotărât, se știa un lucru foarte simplu care înainte se afla pur și simplu în ședință publică sau era de notorietate imediată. Acum ziariștii își luau rezerva de a spune că am aflat lucrul acesta foarte greu, repet, nu o chestiune de o interceptare, de o percheziție, un lucru de genul că mâine va avea loc o percheziție acasă la Miron Mitrea, care e un lucru care e inacceptabil pentru că ăsta trebuie să fie secret. Nu! O soluție a instanței luată pur și simplu și acestea sunt filtrate pur și simplu de acest filtru. Exact. La urma urmei e o cenzură. Acest ghid e un fel de filtru. Exact. Așa cum este conceput. Vorbim îndată și despre necesitatea unui asemenea filtru, pentru că până la urmă apar în media, în suficiente locuri, adevărate atacuri asupra unei persoane. Da, într-adevăr. Dar voiam să mai spun un caz. Cazul deputatului Cătălin Durescu. Este investigat de Direcția Națională Anticorupție. Procurorii au sesizat că există o percheziție, acum așa trebuie să spune, dar nu pot spune asupra cui, adică există în comunicatul DNA, numele este anonimizat, este ca și cum cineva vine și spune urmărim, percheziționăm și reținem sau vrem să reținem un consilier local, orice din localitatea X, dar nu spunem cine este. Da. Și atunci, iarăși, în formă de cenzură. Anonimizarea aceasta a apărut de foarte multe ori în acel draft, proiect de regulament al colaborării dintre instanțe și CSM. Până unde se poate merge cu această anonimizare? Că pare că totuși e în favoarea celui care a săvârșit ceva. Într-adevăr. Există o limită, într-adevăr, destul de fină aici. Foarte fină. Ce înseamnă până unde și cât trebuie să fie public din ceea ce se investigează? Inițial, procurorii par a fi în situații de genul acesta, de cercetare penală inițial, înainte de a merge la instanță, de a fi în aceeași tabără cu jurnaliștii. Procurorii simt așadar sau au informații că ceva neregulă s-a petrecut. Asta referitor la o persoană. A făcut ceva rău. Opinia publică care îi acordă voturi acelui personaj sau partidului din care face parte, partidului care îl girează, exact, are dreptul să afle, nu? E ceva, nu e în regulă cu el. Ziariștii, cu procurorii, să afle lumea și la urma urmelor și procurorii sunt au acest interes că să dea exemplu că lucrează, că se întâmplă, că societatea este reglementată, că ei apără oamenii. Pe de altă parte, procurorii se pot trezi că în final nu le ies lucrurile așa cum vor ei și că persoana respectivă nu a săvârșit lucrurile. Ziariștii, dacă stau așa lucrurile, îi fac rău acelei persoane prin această complicitate. Îi strică imaginea într-un exact, sau exact, bănuit exact, de vinovăție exact, când îi trebuia să... Și aici intervin cei din tabăra cealaltă a acuzaților, spunând, păi, lăsați lucrurile să meargă până la capăt, dacă există vinovăție,
atunci puteți să spuneți lumii că există o vinovăție, dar uitați, există și această variantă în care puteți nenoroci viața unui om numai pe baza unor simple supoziții. Și înseamnă că ar trebui ca procurorii să aibă probe indubitabile, să-și facă treaba ireproșabil pentru a nu atrage tot acest val de ciclic de greșeli până la urmă. Suntem într-o zonă care trebuie reglementată? Aici, trebuie reglementată pentru că și din partea jurnaliștilor există tentația de a încălca și de a face, uneori nu cu reavoință, din necunoaștere. Există tot felul de informații prin dosare. Să nu mai vorbim, astea deja există o experiență. Dar dau un exemplu pro-reglementare foarte simplu. Dosarele cu minori care au suferit tot felul de abuzuri sau sunt implicați în tot felul de dosare. Trafic de persoane, minore care au fost duse nu știu unde. Le dai numele într-un ziar, dai și localitatea, eventual despre părinți. Li se divulgă peste, identitatea, exact, și apoi... Peste 10 ani, persoana respectivă poate a făcut foarte multe eforturi să se reintegreze în societate în urma acestui abuz. Și acum cu internetul imediat poți găsi ceva despre ea și poate are un prieten care, cu care se căsătorește, care nu știe acest lucru. El la latitudinea persoanei dacă îi spune sau nu. Iar el poate să afle pe internet dintr-un material de acum 10 ani. Dar trebuie făcut foarte clar distinții. Aici. O mare miză și apropo că nu a fost consultată media. Era momentul la care să se facă publice informațiile din anumite dosare. Este foarte important. Exact. Parchetele și CSM-ul nu s-au gândit la acest lucru. Pentru noi, ca ziariști, momentul în care aflăm o informație este vital. Atât pentru public, poate fi cum sunt acum alegerile. Să afli când informația, să știi pe ce lume stai. Dar și a concurenței dintre noi. Și nu e o concurență care poate fi privită cu răutate. Faptul că un ziarist vrea să dea un dosar înaintea celuilalt. În toate domeniile există concurență. Dacă se lăsau lucrurile în felul următor. Există o rută a dosarelor cu această cameră preliminară. Când dai dosarul ziaristului care întocmește o cerere? Când a ajuns la camera preliminară, când pleacă de la camera preliminară la judecată, aici sunt 60 de zile, 70 de zile, luni de zile. Cei de la parchet, ei nu s-au gândit că ei nu au această necesitate. Ei așteaptă să se dea termene, durează un an, doi, trei. Și exista riscul să fie în toată țara, la fiecare instanță, cum hotărăște instanța respectivă sau în ce relații se află cu jurnalistul respectiv. Ar fi important, să spunem, pentru un asemenea ghid să se spună cazuri de genul ipotetic descrise cu persoane acuzate sau un trafic din dosare cu care privesc trafic cu minori și așa mai departe. Să fie să spunem secretizate sau să fie clar delimitate când anume trebuie să se dea informațiile, dar cazurile în care nu ar trebui să existe bariere să fie cele în care sunt anchetați, cercetați persoane care dețin funcții publice, în special demnitarii, de exemplu. Ar fi, nu știu, cum ar fi? Aici ar fi, nu știu dacă ar fi bine să se facă o distinție. Fie toate dosarele la fel, astea în cauze penale care privesc orice fel de persoană. Să nu fie o distinție, pentru adică că după aceea se vor plânge. Avem un tratament special la instanță. După aceea trebuie făcut o definiție cine este demnitar, persoană publică. Ei înșiși au mari probleme că deputații nu sunt funcționari publici. Ba sunt, că aia de la primărie sunt primarul, da, ăla nu. Dacă ajungem după aceea în chestia asta, după aceea mai ajungem și la Curtea Constituțională să ne dea o listă că cine primarul sunt, este, dar funcționarul de la sănătate, de la Direcția Sanitar-Veterinară, dar cel de la Protecția Consumatorului.
dar polițistul, dar ar trebui pentru toți la fel. Și într-adevăr, după aceea există distinția și seriozitatea jurnalistului. E exact, caz public în care o persoană, că sunt dosare și dosare, sunt persoane penale, că aici vorbim de dosare penale. Din toate dosarele penale care ajung la instanță, 2, 3, 4, 5% sunt interesante cu persoane publice și care au o relevanță pentru viața publică. 95% e un domn de la Schitu Duca, prins băut la volan acum un an și care are un necaz, necaz și acestea tot și culmea și acestea urmează tot procedura aceasta stufoasă pe care am povestit-o înainte. Sorin Semeniuc, mai avem aproximativ 2 minute la dispoziție. Au fost iarăși foarte multe cazuri de arestări, de, iarăși, de rețineri în ultima perioadă. Și mă refer și la cele din sport, de exemplu, la fotbal, și la celelalte, din lumea politică, din, nu știu, despre cel amintit deja, Prahova. Da. Mai este cel de la Argeș, care a fost Constanța, exact, președintele Consiliului Județean, cine ASF. Ce ne spune acest lucru, aceste lucruri? Ceea ce se întâmplă de câțiva ani încoace, faptul că morișca justiției începe să fie din ce în ce mai eficientă. Mihail Vlasov. Vlasov, dar aș observa ceva foarte important. Despre aproape absolut toate aceste personaje, nu am avut ocazia să spunem ce surpriză, cum să facă el așa ceva. Toate aceste personaje nu au beneficiat de prezumția de nevinovăție. Nu. Despre aceste personaje presa scrie de ani și ani că sunt dubioase. Cel de la Prahova, la Constanța, Nicușor Constantinescu, Vlasov, asupra tuturor plana de luni, de ani, de zile prezumția de vinovăție din partea opiniei publice. S-a pierdut, este opinia mea, multe din hoțiile făcute de aceste personaje. Astea sunt ultimele. Presa scrie de 10-15 ani de acești oameni, acești din ultima vreme. Constantinescu, adică Rușanu, să confirme ceea ce e o confirmare cu acte. Dar sunt sigur că multe s-au pierdut în timp. În 2095, aceștia sunt eterni. Sorin Semeniuc, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului și pentru acest dialog despre cauzele de corupție și cine vrea să le ascundă de ochii publici. Luăm o scurtă pauză, revenim după câteva momente. Continuăm discuția la Vocile Iașului, schimbăm puțin subiectul, discutăm despre Partidul Național Liberal și ce planuri are pentru această săptămână, pentru că se știu câteva dintre ele, cel puțin pentru Consiliul Local, unde este o ședință joi, la fel și la Consiliul Județean de altfel. Viceprimarul Marius Dangă și-a anunțat săptămâna trecută demisia. Vom vedea dacă acest lucru se întâmplă. Discutăm împreună cu Alexandru Moraru de la Partidul Național Liberal din Iași. Bună seara! Bună seara! Ați revenit. Mulțumesc pentru invitație! Care este planul? Acest lucru vreau să vă întreb prima și prima dată. Planul pe care îl are Partidul Național Liberal pentru Consiliul Local. Este trecerea în opoziție. Am văzut un comunicat al viceprimarului Marius Dangă săptămâna trecută în care vorbea despre o nouă majoritate, inclusiv la nivel de viceprimar, dar nu scria foarte clar despre ce este vorba. Sau țineți secret? Nu e niciun secret. Partidul Național Liberal acționează în continuare conform deciziei și conform votului pe care ieșenii l-au dat pentru alegerile locale în vara lui 2012, atunci când au stabilit că o majoritate de consilier local și județeni ai Partidului Național Liberal și ai PSD să conducă Iașul și aceeași majoritate și-a impus la momentul respectiv 2 vicepreședinți la Consiliul Județean și 2 viceprimari la Consiliul Local. Ceea ce s-a întâmplat, sigur, după ce USL s-a rupt la nivel național, nu a venit decât să confirme duplicitatea și mesajul
mincinos pe care PSD l-a dat în țară. La Iași vreau să vă spun că lucrurile s-au derulat foarte repede, în sensul în care de mai bine de câteva săptămâni se zvonea că PSD pregătea înlocuirea vicepreședintelui Victor Chirilă cu o altă persoană, cu un membru al Partidului Poporului. Lucru care s-a și întâmplat. În momentul de față, sigur că în piața asta este foarte interesant, sunt lucruri care, pe care presa le relatează și lucruri pe care ziariștii dumneavoastră le știți, opinia publică le știe mai puțin. Există negocieri ca acea majoritate care a rezultat la Consiliul Județean să fie și în Consiliul Local, dar atenție, la Consiliul Local se pare că Partidul Democrat Liberal va primi postul de viceprimar al PNL-ului și nu PPDD-ul care a primit. Așadar, singurul partid de opoziție în momentul de față în Iași și care luptă pentru interesele și proiectele Iașului este Partidul Național Liberal. Este adevărat că s-au vorbit despre modul în care a fost această ruptură. De cealaltă parte, dumneavoastră ați spus de faptul că erau pregătiri dinainte de modificare. Așa este. Cei din Partidul Social Democrat au spus destul de limpede că am trecut să facem acest lucru în momentul în care am aflat că președintele Partidului Național Liberal, Cristiana Domniție, a mers la negocieri cu președintele PDL la București, cu Vasile Blag. Nu, ceea ce s-a întâmplat și ceea ce presa a relatat despre o anumită întâlnire nu a fost decât o încercare a președintelui Cristiana Domniței de a bloca o alianță între PDL și PSD împotriva Iașului. Sigur, știm foarte bine că la PDL Iași e o problemă de legitimitate de mai bine de un an de zile. Este un președinte în persoana lui Gabriel Surdu, care a fost pe vremuri apropiat, dacă nu și membru la Partidul Social Democrat prin anii 90. A fost membru. Partidul Social Democrat. Acum a închiriat filiala, exact așa s-a întâmplat, a închiriat filiala de vreun an de zile și acolo nu e recunoscut de nimeni. Ba se face un birou de coordonare interimar, ba se modifică, ba... Cert este că Partidul Democrat Liberal este într-o asemenea degringoladă. Vă luptați cu toate partidele acum? Nu la Iași. Luptăm. Noi încercăm să respectăm voința electoratului din iunie, de pe 10 iunie 2012. S-a anunțat acest lucru, că dacă Uniunea Social Liberală la Iași se rupe sau se destramă, viceprimarul Marius Dangă are demisia asigurată, adică își depune demisia. Se întâmplă acest lucru la Consiliul Local? Cel mai probabil, asta o să aflați dumneavoastră o să vedeți decizia în ședința de Consiliul Local, ședința ordinară de joi. Cel mai probabil, pentru că acest joc duplicitar al PSD-ului, sigur că ar vrea să arunce această anatemă a ruperii alianței la Iași pe umerii liberalului, ceea ce nu este cazul. În fapt, această demisie nu este decât o consecință a nerespectării votului ieșenilor din iunie 2012. Acest lucru îl spun ambele partide. Știți exact. Și Partidul Social Democrat spune că vinovat este PNL. PNL spune că vinovat este PSD. S-am văzut sondaje făcute la nivel național care arată că, să spunem, majoritatea celor care și-au exprimat opinia spun că vinovăția este împărțită. Așa este. Pot să vă confirm, conform cercetărilor și pe care noi le-am făcut, românii știu foarte bine și ieșenii cunosc foarte bine care este realitatea la nivel național. Dar la nivel local vreau să vă spun că principala dorință a ieșenilor atunci când s-a dat votul acum 2 ani de zile a fost aceea, să se asigure o majoritate care să vină cu cu proiecte importante pentru Iași și să ofere stabilitate Iașului, pentru că se venea după epoca Constantin Simirad, de fapt un președinte al Consiliului Județean PSD. Vreau să vă spun că PSD a avut în acest județ a avut puterea în acest județ timp de peste 20 de ani. Singura întrerupere când PSD nu a avut puterea a fost între 96 și 2000. În rest,
PSD a avut tot timpul puterea la nivelul județului și vedeți ce există. Aeroport încă nu avem, drumuri de pământ. Constantin Simirad a plecat la un moment dat, jumătate, cel puțin jumătate de mandat. Da, da, a fost omul PSD-ului și a rămas. Mergeți astăzi la toate manifestațiile, să vedeți cum Gheorghe Nichita îl invită pe prietenul lui din tinerețe, Constantin Simirad, la toate balurile, petrecerile, seara valorilor și așa mai departe. Vorbeați despre majoritate, vorbeați despre faptul că ieșenii au votat majoritate. Cel mai probabil cei din PSD vor veni și vor spune: noi asigurăm această majoritate acum, facem acest lucru pentru stabilitate. Deja de altfel au și spus acest lucru imediat după noua majoritate din Consiliul Județean. Și vor spune că facem o majoritate stabilă, astfel încât să mergem mai departe cu proiectele, ceea ce nu ar fi împotriva ceea ce ați spus, să spunem, cu sigur ceea ce își doresc ieșenii, o majoritate care să continue niște proiecte. Întrebarea dumneavoastră conține două răspunsuri. Unu, că ei nu au putut da foarte, foarte clar și foarte limpede o motivație coerentă pentru ce a fost schimbat vicepreședintele Victor Chirilă. Există stenograma ședinței de acum două săptămâni în care liderul consilierilor PSD spune că Victor Chirilă și-a făcut treaba foarte bine. Și există a doua componentă a răspunsului, unde vedem urmarea. PSD a depus zilele acestea la Registratura Consiliului Județean un proiect de hotărâre privind schimbarea numelui aeroportului. Vreau să vă spun că acest pas face parte dintr-o strategie clară a PSD de blocare a proiectului aeroportului Iași. În ce sens? Vă spun imediat. De ce? În primul rând, aeroportul Iași are depuse proiecte la Comisia Europeană de 60 de milioane de euro. În momentul în care vii să schimbi denumirea și trebuie să faci o nouă organigramă, o nouă structură a aeroportului, cel mai probabil și o nouă conducere, evident că acele documente trebuie modificate, ori nu mai este timp să le modifici pentru că e deja în etapa de evaluare. Și în al doilea rând vreau să vă spun că PSD a pus ochii pe licitațiile de la aeroport. În perioada imediat următoare, la aeroport vor fi licitații de 10 de milioane de euro, banii care vor veni de la Uniunea Europeană și sigur că vedeți că Direcția Națională Anticorupție a ridicat documente de la primăria Iași cu privire la foarte multe proiecte și urmează probabil același modus operandi să-l facă PSD și la, cu privire la aeroport. De ce credeți că, sau de ce ar trebui să deranjeze atât de mult schimbarea numelui aeroport? S-ar putea, poate, ei spun că sau ar spune că dacă îl numim Moldova, automat va fi clar unul regional pentru toate județele și astfel că domnul, ar putea fi potențial. Domnul Mihaiu, că aici vreau să fim foarte clari. Asta e o frustrare a primarului Nichita, că singurul proiect din manifestul pentru Iași de anvergură din cele 10 care s-au promis ieșenilor este aeroportul internațional Iași. Orice ieșean poate merge în zona de acces la șantierul aeroportului să vadă că acest proiect a depășit graficul de lucrări. Ieșenii vor avea cel mai modern aeroport din țară în decembrie anul acesta. Acest lucru îl deranjează fantastic pe primarul Nichita. În al doilea rând, vreau să vă spun că din cele 14 aeroporturi internaționale în România, nici unul din ele nu conține denumirea regiunii în care se află. Nu veți găsi denumiri precum Oltenia, Banat, Muntenia, Transilvania și așa mai departe. Deci ne-am face și de râsul lumii că am fi foarte provinciali. Asta e o metodă comunistă prin care amalgamăm identitatea locală, să aruncăm noi și face parte și din frustrarea primarului Nichita că n-a mai reușit să mai ajungă, vorba vine, că nici nu era vreodată agreat de PSD București să ajungă guvernator, dar e acest lucru foarte vizibil în sensul în care această frustrare că n-am mai ajuns voievod, guvernator, cum vreți să-i spuneți, al Moldovei, să impună numele Moldovei pe sigla, pe documentele aeroportului, oamenii, ceea ce e o nebunie. Oamenii vor vedea dacă se întâmplă acest lucru, dacă proiectele se blochează, indiferent că sunt de la Consiliul Local, că sunt de la Consiliul Județean, că ia aeroportul sau, mai știu eu, autostradă și așa mai departe, vor vedea, de fapt, iarăși un conflict. Adică ceea ce ați spus că nu vor să vadă oamenii când au venit la vot. Nu voiau să vadă oamenii când au venit la vot. Au vrut să vadă un singur lucru, sau cel mai important lucru, să vadă
stabilitate. Adică la vreau să vă județului. Spun că ceea ce îmi spuneți dumneavoastră în această seară poate să-mi spună cu sens invers cineva din Partidul Social Democrat. Vă poate spune în condițiile în care poate răspunde și la întrebarea cine a avut puterea politică în acest județ în ultimii 25 de ani și cine este responsabil pentru că Iașul nu este legat de autostradă până acum, nu are aeroport internațional, are drumuri județene de pământ, nu are canalizare și apă curentă la peste 50% din, probabil, din comunele din județ. Și răspunsul este PSD și-a dorit dintotdeauna acest lucru, ținând oamenii în subdezvoltare, este foarte ușor să-i manipulezi. Asta a făcut PSD în județul Iași de peste 20 de ani. Sau vor spune că au fost în opoziție în, în timpul guvernării Boc, sau la fel în timpul celei de-a doua jumătăți a mandatului lui Constantin Simirad. Și așa mai departe. Deci, vreau să vă spun, discuția asta este interminabilă, acest stil, și este, nu vi se pare că este perdant și pentru PNL și pentru PSD? Pentru cei care și-au dat votul inclusiv pentru Partidul Național Liberal nu este perdant. În iunie 2012 ieșenii n-au ales PSD sau PNL. Ieșenii au ales USL. O forță politică care să dea stabilitate și să le asigure că proiectele pe care ei le doreau de atâția ani erau îndeplinite. Vreau să vă spun că PSD va face tot ce este posibil pentru a bloca proiectele județului și în aceeași măsură vreau să vă spun că PNL a făcut un singur lucru, a arătat prin acest proiect al aeroportului că cele asumate de noi sunt duse la bun sfârșit. Ați amintit, vă întreb mai puțin, ați amintit de faptul că se dorește blocarea acestui proiect, da, de la aeroport, inclusiv schimbarea conducerii. Da. Aveți vreun indiciu că Marius Bodea actualmente director? Da, există multe indicii. Ar putea fi schimbat? Există multe indicii și totul pleacă de la această hotărâre, proiect de hotărâre de Consiliul Județean cu schimbarea denumirii. Pașii probabil vor fi cei legați de schimbarea organigramei și ulterior a conducerii. Vreau să vă spun că Marius Bodea este un tânăr meritos care conduce cel mai mare proiect pe care Iașul îl are, dezvoltarea și modernizarea. Gestionează ștantierul acum, sau mă rog, da, nu doar ștantierul. Și Gheorghe Nichita nu poate accepta că un astfel de tânăr este un bun manager, pentru că Nichita a avut atâtea regii autonome, aeroportul este o regie autonomă sub Consiliul Județean, Nichita a avut atâtea regii pe care le-a adus în faliment. CET, RATP, toate sunt astăzi un morman de fiare și ieșenii știu asta zi de zi. E ca într-o campanie electorală. A început lupta atât de serios? Adică ați amintit numărul lui Gheorghe Nichita de multe ori. Păi el este cel care a instrumentat consilierii județeni, pentru că Gheorghe Nichita este președintele PSD Iași și nu consilierul județean. Vreau să vă spun că Nichita, de altfel, nu dă foarte multă putere și asta o recunosc oameni din PSD care poartă tot timpul un dialog constant cu noi sau primari de comune din, sau de orașe din județ. Și este un om care își impune voința fără să asculte vocile celorlalți. Ieșenii l-au ales de 3 ori, 60%. Președintele PNL Iași actualmente, Cristiana Domniței, spunea imediat după alegeri în 2012 că este cel mai performant primar din această zonă. Este numărul 1 la atragerea fondurilor europene. Domnul Mihai, eu vreau să vă spun un lucru. Dincolo de niște susțineri care s-au făcut în funcție de contextul politic respectiv, vreau să vă spun că Gheorghe Nichita este ultimul primar PSD pe care acest partid îl are între municipiile mari. Timișoara, Oradea, Sibiu, Cluj, toate aceste municipii care au performat sunt conduse de oameni care nu aparțin Partidului Social Democrat. Atunci, mai există da, câteva cazuri eșuate. Constanța, Galați, Brăila, care sunt conduse de primari care sunt la Partidul Social Democrat. Craiova. Dar atunci, de ce nu, la ultimele două alegeri locale, Partidul Național Liberal a îndemnat alegătorii să voteze cu Gheorghe Nichita? În 2008 a făcut acest lucru pentru al doilea tur.
În 2012 a fost o alianță. În 2008 vreau să vă spun că mesajul Partidului Național Liberal a fost răul cel mai mic. Și în acel moment răul cel mai mic nu era Dumitru Oprea, ci era într-adevăr Gheorghe Niche. Dar niciodată Partidul Național Liberal nu și-a îndemnat alegătorii să voteze cu Gheorghe Nichita. Sigur, în vara lui 2012 a fost cu totul altceva. A fost o alianță politică și funcția de primar, pentru că era deținută de Gheorghe Nichita, a revenit PSD-ului, funcția de președinte al Consiliului Județean a revenit Partidului Național Liberal. Dar vreau să vă spun că electoral vorbind, zilele lui Gheorghe Nichita la primăria Iași sunt numărate bine. Ce date aveți? Ne spuneți atât de sigur. Sigur, noi ne referim la anul electoral 2016, dar sunt indicii care arată că mult mai devreme se va vacanta această poziție. Cei de Partidul Național Liberal de la Consiliul Județean a atacat această decizie sau această hotărâre de numire a lui Alina Ivanoaie, președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu Iași, în funcția de vicepreședinte. Care este motivația? Motivația este că avem indicii că prefectul Romeo Olteanu, care ar trebui să fie imparțial, în fapt este un prieten de-a lui Gheorghe Nichita, ar refuza să atace în contencios administrativ această hotărâre. Primul rând, ea s-a făcut într-o ședință extraordinară și nu există într-o ședință extraordinară de plen, de Consiliul Județean, și nu exista caracterul de urgență. De ce Victor Chirilă era schimbat într-o ședință extraordinară în 48 de ore? Aceasta este motivația, nu? Pe care trebuie instanța. Aceasta este motivația și mai sunt cazuri în țară în care instanța a dat dreptate executivului Consiliului Județean în astfel de cazuri. Mai avem aproximativ 4 minute din emisiune. Vreau să vă întreb un lucru. Se vorbește, cel puțin profesorii de științe politice spun așa, că cei care vor pierde dintre partidele care au format USL, cei care vor pierde vor fi cei care, pe care electoratul îi va identifica drept cei care au stricat alianța. Dumneavoastră, cei de la Partidul Național Liberal, aveți sau sunteți dispuși să mergeți la atac acum? Atac politic, declarații, nu mai este acea linie diplomatică între două partide aflate în alianță, ci dimpotrivă. În schimb, cei de la Partidul Social Democrat preferă să vorbească după ce atacați dumneavoastră, ceea ce ar însemna că sunt cei care se apără și cei care nu au vrut să strice USL-ul. Nu vă dăunează acest lucru? Eu cred că nu. Noi avem îndeopște un electorat educat care știe să distingă între minciună manipulare și o motivație foarte coerentă pe care Partidul Național Liberal a avut-o. PSD nu poate privi niște alegeri, niciodată nu-i poate privi pe alegători față în față spunându-le adevărul. PSD întotdeauna încearcă să mintă, să fure, să manipuleze electoratul, ceea ce face și acum. PSD nu poate concepe că lumea începe să-și dea seama că Partidul Stat e cel care revine în forță după 2004. Da, este opinia dumneavoastră, desigur. Sigur. Aș vrea să îmi spuneți din nou acest lucru. De ce credeți că schimbarea numelui aeroportului internațional Iași este un plan? Vrem să urmărim acest lucru. Dacă într-adevăr este un plan al celor de la PSD de a bloca acest proiect. Și să vedem dacă se vor respecta pașii. Pentru că există informații din interiorul PSD care au venit pe diferite canale către PNL, pentru că primarul Nichita știe că din manifestul pentru Iași, aeroportul internațional nu este asociat de Ieșeni cu PSD. Dezvoltarea aeroportului și modernizarea aeroportului internațional este asociat de Ieșeni cu numele lui Cristiana Domniță și cu PNL. PSD au spus tot timpul acest lucru, că până acum consilierii PSD au votat tot ce a propus președintele. Și este și meritul PSD. PSD a votat ce a propus președintele Cristiana Domniței.
Am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașiului. Vom discuta, vom urmări în continuare acest aspect al proiectului aeroportului internațional, dacă vor fi aceste modificări despre care ați vorbit. Deocamdată este această propunere. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașiului, arondigi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă invit să rămâneți în continuare cu Digi24 Iași. Urmează de la ora 20 emisiunea Divizia Locală a colegului Ovidiu Minea.